Cântarea pe care vrem să o cântăm este de fapt o rugăciune și cred că Manuela cu Andrei sau fratele păstor nu se supără că vrem să aducem cântarea aceasta ca o rugăciune, ca o continuare a rugăciunilor lor. Dorim ca Dumnezeu să binecuvânteze acest micuț copilaș și nu doar pe el, ci pe toți copiii din biserică. Spunea Domnul Iisus Hristos, lăsați copiii să vină la mine și nu-i opriți. Vrem să învățăm de la copii în această dimineață să fim blânzi ca ei, să avem fața luminoasă ca a lor, să avem chipul senin și să stăm în ascultare de Tatăl. Stay.